Batișezi, vă mulțumesc mult de tot că ați ales și astăzi să mă urmăriți. Sunt din nou la showroom-ul de mobil al FEMO care găzduiește acest podcast care îmi place tot mai mult mie, dar știu că și vouă din mesajele pe care deja mi le-ați trimit și vă mulțumesc mult de tot. Chiar vă rog să îmi scrieți de fiecare dată și să-mi lăsați sugestii cu ce ați vrea să vedeți, ce invitații ați vrea să aduc aici și dacă tot vă uitați, alegeți să vă și abonați pentru că Așa e pe canalul de YouTube, cu cât ai mai mulți abonați, cu atât sunt oamenii mai receptivi la a-ți accepta invitația. Nu duc lipsă de inspirație pentru că prietenii mei au niște vieți așa dinamice și li se întâmplă atât de multe încât în fiecare zi îmi vine în minte câte un subiect, ca și cel de astăzi pe care vă invit să-l urmăriți cu maxim interes, prin urmare, Așezați-vă cât mai confortabil, luați-vă telefoanele în mâini, tabletele sau pe ce urmăriți voi acest podcast, pentru că vom discuta despre bărbați. <laughs> Știți, sunt unii care spun că bărbații sunt ușor de citit, că iau o gândire mai aplicată, prin urmare, orice femeie cam știe ce ar trebui să facă pentru a atrage un bărbat. Și cam așa se și dovedește a fi. Doar că bătălia nu se dă pe termen scurt, ci pe termen lung. Cum faci să-ți ia cel bărbat acasă cât mai mult? Practic, forever, dacă tot l-ai luat. Uh, invitata mea de astăzi, Alina Iliescu, este psihoterapeut care are o experiență vastă în domeniul relațiilor și o să ne răspundă la. o să îmi răspundă la foarte multe întrebări legate de cum gândesc bărbații, ce așteptări au, ce vor bărbații de la o relație. Alina Iliescu, știu că ai un CV impresionant, dar asta e... Ceartă-mă, eu am luat din el în prezentarea ta doar ce, ce mă interesa pe mine pentru subiectul nostru de astăzi. Mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația de a discuta astăzi about men și mai devreme ca să ne intrăm așa într-o stare dintr-asta faină, se auzea o melodie Uh, Michael Bolton, when a man loves a woman, ar face orice pentru ea, dar chiar așa e? Chiar ar face un bărbat orice pentru o femeie când o iubește? Să știi că ai foarte mare dreptate. Și bărbații și femeile sunt în stare să facă orice pentru persoana iubită. Gândește-te că au apărut războaie, s-au <laughs> schimbat din <laughs> și de aici o grămadă de alte situații în care putem dovedi că când suntem îndrăgostiți, persoana E cea mai importantă pentru noi, mai importantă decât familia de origine, mai importantă decât oricine. De aici putem trage ușor concluzia că oamenii se mai și schimbă, nu? Adică se mai schimbă bărbații așa de dragul unei femei sau cum îi, așa, lai. Like? Um... Deschide bine ochii. <laughs> Cu asta începe, nu? În realitate, noi nu ne schimbăm. În realitate, iese la suprafață ceva ce întotdeauna a existat acolo. De ce? Pentru că primii trei ani din viața noastră sunt cei mai importanți. În primii trei ani se creează toată arhitectura noastră psihică și apoi în următorii patru se creează. Asta înseamnă că dacă noi suntem o persoană optimistă, cu încredere în oameni, relaxată, fericită, zen, însă istoria de viață, mediul familial, școala și tot ceea ce s-a întâmplat că totuși am trăit în niște vremuri comuniste, își și aduc impactul și cumva schimbă structura noastră, suntem ca un diamant care a fost acoperit de cenușă. Însă ușor, ușor reușim să ieșim la suprafață. Acum vorbind de primii ani de viață, mă duc cu gândul la relația pe care o au băieții cu mamele lor. Că mi se pare că de acolo se cam strică treaba sau nu. De acolo devine treaba serioasă. Exact. Aici să știi că vroiam să ajung și eu, mi citind gândurile, funcționează telepatia sunt foarte importanți primii ani și relația pe care am avut-o cu mama, cu bunica, cu bona, cu sora, cu acel model al nostru feminin care a avut un impact asupra noastră. Acea persoană care ne-a iubit și am simțit că ne-a iubit. Și de cele mai multe ori este mama. Eu sunt mamă de băiat. Sunt foarte atentă la ce spui pentru că eu îmi doresc din suflet să cresc un băiat care într-o zi va deveni bărbat adevărat. Pentru că eu am niște definiții, așa, în mintea mea, văzând în jur tot felul de bărbați, unii adevărați, domne bărbați adevărați, rar cei drept. asta e, vinion, uh, și unii care ar vrea să fie bărbați, dar nu le iese sub nicio formă. Sunt doar pentru că sunt de sexul masculin. Exact. Să știi că ai atins un punct foarte sensibil. E și o problemă a estrogenului. Acum, din cauza mâncării și din cauza faptului că puii și carnea și diverse lucruri pe care le consumăm au foarte mult estrogen, generația aceasta nouă de băieți au mai mult estrogen decât testosteron. Mm. Și acum dacă ne întoarcem, acesta e biologicul, dar hai să ne întoarcem la partea psihică pentru că e foarte importantă și eu sunt mamă tot de băieți și atunci înțeleg ce... Ai de am... ce vârstă Ai mei au 13 ani și 7. Oh, Doamne ajută, mulțumesc! Mersi. Și atunci înțeleg ce înseamnă să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi constant ca să creezi un bărbat din el, să se descurce în orice situație, inclusiv în bucătărie, să fie un gentleman, să știe să ofere flori, să știe să deschidă o ușă, să știe să fie atent la ea și atunci o luăm ușor, ușor de la început. Din momentul în care investim copilul, este foarte important cât de mult ni l-am dorit. Când a apărut el, când a apărut acest copil, cât de mult iubim tatăl. Cum este tatăl copilului, în ochii noștri, cum vedem noi partenerul? Pentru că toate aceste lucruri vor ajunge la el. Și cum este partenerul nostru ca și model de bărbat? Și atunci, băiatul copie, tot ceea ce vede în mediul familial, pentru că el nu copie ceea ce îi spunem noi, el copie ceea ce vede. Absolut, de aceea și spun că de fapt cei șapte ani de, ca, de acasă, la asta se referă, la ce vede copilul acasă, la felul în care se raportează mama la tată, tatăl la mamă, la uh, tot ce vede el în mediul Sim, acela în care ori o stă de dimineața până seara. Cum te îmbrățișează, cum te sărută, cum îți spune că te iubește, cum îți face o surpriză, de câte ori te scoate la dating, de câte ori plecați în oraș la un film, de câte ori pleci la petreceri mă face un compliment pentru că el vine și spune, ui, așa că m mi-arată bine. Uite, fii atent, apropo de complimente, mi-am dat seama cât de important e felul în care îi se adresează partenerul partenerii, dar și invers. Dar acum, desigur, vorbim despre bărbați, dar... Să știți că următorul podcast e unul dedicat femeilor, bine și să-i dedicat femeilor, că practic vorbim despre bărbați, dar în următorul o să vorbim despre femei. Dar ca să spun ce vreau să spun, că mă gândeam ce important e felul în care îi se adresează partenerul partenerei și invers. Într-una din zile mă uitam cu Andrei la un film la televizor și era o secvență în care tatăl unuia dintre, dintre băieții, personaj principal, fusese arestat. Și Andrei trezare și spune, dar ce s-a întâmplat? Nici măcar nu era atent la film, doar eu mă uitam. Dar el are atenție distributivă și când crezi că nu e atent, de fapt se sizează tot. Dar ce s-a întâmplat? Și spun, că păi, uite, l-au arestat pe tatăl băiatului. Dar ce-a făcut? Îi zic, păi uite, polițiștii cred că i-a făcut ceva rău mamei. Nu este exclus, nu este vinovat. Îi zic, dar cum spui tu asta? Că nici nu te uita la film. Pe păi cum să-i faci ceva unei mame? Mama este prințesa, zâna, este cea mai importantă femeie din lume. Noi cum să-i faci ceva unei mame? Și atunci am realizat ce părere are Andrei despre femei și despre tine, că despre mine, lustrat, dar și strat relația cu da, dar și cum îl vede pe tatăl lui raport cu mine, adică niciodată partenerul nu i ar face ceva partenerii. Și am încheiat paranteza și atunci am conștientizat că într adevăr ce vede în casă, aia va duce mai departe. Exact, și atunci modelul nostru de cuplu și modelul nostru de familie este creionat în funcție de familia și de cuplu pe care noi am fost expuși și am văzut constant. Nu e doar al părinților noștri. Se va încadra și modelul bunicilor, se va încadra și modelul vecinilor, tot ceea ce a fost constant în primii șapte ani de viață. În jurul lui, el va înmagazina, se numește, din punct de vedere psihic, va interioriza. Și la un moment dat, vom scoate în exterior tot ceea ce suntem în interior. Citeam la un moment dat o replică ce mi-a rămas foarte interesantă. Mi-a părut semfidul de pe Instagram ca acolo apar tot felul de citate: că este mult mai ușor să crești un băiat sănătos decât să vindeci un adult. Exact. Și, într-adevăr, este. Știi că e foarte greu să fii tot timpul calmă, zen, să vorbești frumos, să te enervezi, să nu se zizeze el diverse schimbări de atitudine, uneori bruște ale tale. Mă refer la situația în care ești mamă în așa fel încât să poți să-i oferi un model sănătos de viață și să-l crești cât de cât echilibrat, într-un mediu echilibrat, de deci ce foarte greu. De aceea, revin la ce spuneai tu, că în momentul în care îți dorești un copil este super, mega important să-ți-l dorești. Exact. Deci să fii pregătită. Eu nu credeam în treaba asta când eram adolescentă, cum să fii pregătită, adică ce înseamnă să fii pregătită. Dar așa e, dacă nu ești pregătită pentru momentul în care îți dorești să ai un copil, apar foarte multe frustrări, neîmpliniri, nemulțumiri, reproșuri pe care le veri și asupra copilului de multe ori inconștient. Exact. Și, de exemplu, mai am cliente care au ajuns la o anumită vârstă și n-au reușit să-și găsească un partener de viață și atunci vor să facă inseminare artificială și, sincer, niciodată nu încurajez acest lucru. De ce? Pentru că în momentul în care rămâi însărcinată, partenerul din viața ta, are o importanță atât de mare, rolul lui este să te protejeze, să fie acolo, aproape de tine. 80% din stabilitatea emoțională a noastră, a femeilor, este dată de tată, este dată de felul în care se comportă el cu noi în perioada de sarcină. Și atunci, în perioada cea mai frumoasă a vieții tale, în care aștepți acel copil, pentru că sarcina cu acel copil se întâmplă o singură dată și trebuie să ne bucurăm cât de mult putem. De acea sarcină, că nu să mai apară niciodată acea sarcină cu acel copil, e foarte important partenerul și noi suntem singure și atunci 80% din toate acele lucruri care nu ne aduc stabilitate și echilibru dispar doar pentru că ne dorim un copil și atunci trebuie să ne gândim că ne dorim acest copil pentru noi, nu pentru el. E foarte important să-l dorim pentru el, să aibă destinul lui. Să ceea ce ne dorim noi să ne aibă un impact atât de mare asupra lui. Pentru că dacă va avea un impact mare asupra lui, va veni și cu o cantitate de furie foarte mare și cu o frustrare extraordinară în structură. Pe de altă parte, știi cum se spune? Iisus a zis, copiii nu sunt ai noștri, ei doar exact. n-au fost dați în grijă. Exact. Este greu să acceptăm asta, mulți dintre noi, însă mulți înțeleg foarte bine și în momentul în care vine un uh, copil în viața unei femei și, mă rog, în viața unui cuplu, toată dinamica acelui cuplu se schimbă inevitabil, dar foarte multe femei își canalizează toată energia spre copil uitând de partener. Exact. Dar uh, pentru că... Și acum am ajuns la un punct sensibil. Am ajuns la un punct sensibil, da, dar... Uh, uh, acum totuși mi-aș fi... Uh, Mi-am mi propus să vorbim despre bărbați, dar desigur, cumva... De înțeles, o femeie, Copil din interiorul bărbatului. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, în structura psihică a bărbaților, regăsim mai mult copilul decât adultul. Noi, în momentul în care suntem mici, predomină 80% copilul din noi, 10% adultul, 10% bătrânul. Când suntem adulți, predomină 80% adultul, 10% copilul, 10% bătrânul. Iar când suntem bătrâni, 80% adultul, 10% copilul, 10% bătrânul. Însă, de cele mai multe ori, dacă acel bărbat a avut o relație, foarte apropiată cu mama și a avut acel cordon umbilical care, normal, după ce naștem copilul, urmează o perioadă de dependență, însă, ușor, ușor, cordonul umbilical începe să se rupă. Pentru că urmează înțărcarea, ușor, ușor, ușor dar când ne aveți pe bărbații, unii adulți, ai impresia că nu s-a rupt niciodată cordonul. Asta asta. chiar ianta nu se rupe da. sau nu se rupe? La unele persoane nu se rupe și rămâne oh. partenerul mamei toată viața, rămâne. Femeia cu ce a greșit? Ea partenera și... domnului. Ea nu greșește cu nimic, între însă de cele mai multe ori sunt situații în care el e partenerul mamei. Ea, de fapt, nu a intrat într-o relație cu el, a intrat într-o relație, relație cu de el și mama și ea, ea nu are ce rol să aibă de parteneră, pentru că fotolul este ocupat de mama, și ea o să rămână în rolul de a mama. spune spunem tu, te rog, atunci cum gestionează o femeie situația asta în care partenerul are o relație atât de apropiată cu mama sa. E o situație delicată, uh -huh. pentru că, să zicem, că femeia respectivă nu-și dorește să rănească pe nimeni. O iub îl iubește pe domnul, o respectă și pe soacră, exact. dar totuși ea se simte cumva în plus în povestea asta. Exact, și chiar este în plus. Și așa frumos vin, terap vin în terapie familii în care e soacra, el ea și copiii. O, oh. soacra care stă împreună cu ei, sau ei s-au mutat la ea, care îi ajută, într-adevăr, însă care are rolul de partener în continuare. Și de cele mai multe ori există o rivalitate foarte mare între soacră și noră. Sexualitatea cuplului nu funcționează bine, pentru că nu are cum să funcționeze cu mama sub același acoperiș. Și el de obicei înșală. Tipologia acestui bărbat în general înșală. De ce? Pentru că atât timp cât soția este în rolul de amantă, sexualitatea poate funcționa că ea este femeia. Când soția devine mama, când ea i-a născut copii și ea egal mama, mama și soția deja intră în aceeași categorie. Și el are nevoie de o femeie, pentru că din punct de vedere psihic nu se poate culca cu mama. Și atunci apare un blocaj și în relație cu soția apare ipotența, apare ejaculare precoce, apar niște probleme sexuale din partea lui. Și încep să-și caute relații extraconjugale. Și această tipologie băiatul mamei de obicei înșeală. Aoleo, bun, și acum am e milă de femeile care <coughs> sunt într-o astfel de situație în care trebuie să stea cu soacra în casă. Eu am o soacră minunată, Doamne, să-i dea Dumnezeu sănătate, 84 de ani, e... mă iubește mai mult decât pe Marian. Uh, dar eu sunt un caz fericit, dar mă gândesc că sunt foarte multe femei care sunt nevoite, asta e, din pricina spațiului trebuie să... Sau mă rog, poate soacra are diverse probleme și atunci trebuie să fie în apropierea cuplului pentru ai fi de ajutor. Uh, cum? Cum gestionează o femeie o astfel de situație, în așa fel încât să nu rateze căznicia, că de fapt cam acolo se ajunge. Exact. Nu e chiar așa de complicat precum pare. Putem să locuim cu familia, cu soacra, cu oricine. Gândește-te că, în general, în familie musulmane se locuiește 3, 4, 5 generații în, același, în aceeași vilă și se poate. Însă sunt foarte importante regulile și limitele. Cam care ar fi limitele și regulile? Acum depinde în casa cui locuim, că dacă locuim în casa ei, ea e femeia din casă. Și atunci e foarte complicat, dacă nu avem discuții constante, să schimbăm relația și să o ajutăm să evolueze. Să înțeleagă că băiatul ei nu mai este băiatul atât de mic, e bărbatul. Și atunci, de obicei, eu mă uit la ce s-a întâmplat în spate și începem să lucrăm din spate, pentru că descoper că acest băiat a dormit în pat cu mama un an, doi, trei, 14. E greșit să doarmă copilul în pat cu părinții? Da, al meu doarme singur de când s-a născut, dar, întreb, da, uh, l-a alăptat un an, doi, trei, patru. Uh, a ținut o apropiere foarte mare și atunci el a devenit partenerul și soțul mamei a fost exclus. Atunci, relația lor nu e o relație dintre mamă și copil. E o relație dintre doi parteneri de viață. Ei au totul împreună, mai puțin sexualitatea. Însă acest bărbat rămâne cu niște dorințe neîmplinite. El a avut totul cu o femeie. El și-a întâlnit dragostea vieții lui. Pentru că o femeie l-a transformat după chipul și asemănarea ei. Însă... A rămas blocat acolo. Rămâne blocat la primul stadiu, la primul obiect de iubire, care este mama. Nu poate să facă tranziția la al doilea obiect. Și atunci ce se întâmplă? Rămân și blocați într-un stadiu de narcisism. Și mare majoritatea lor sunt narcisici. Dacă, se Dacă relația e foarte seductivă, apare și perversitatea și apare bucățica de narcisic pervers. Sunt relații de genul ăsta foarte seductive, în care declarativ băiatul spune că vrea să se culce cu mama sau mama spune că e frică de asta și ajung la terapie la mine. De ce? Pentru că au ajuns să aibă o seducție foarte mare în relație. Complexul lui Oedip, nu? E sau mai mult decât E exagerat de mult. E patologia lui. Oh, Pentru că noi, teoretic, ne îndreptăm spre, spre mama, spre iubirea către celălalt sex între 3 și 6 ani când apare acest complex. Însă și ieșim din el. Pentru că intrăm într-o parte de latență. Însă sunt persoane, datorită acestei conexiuni, care nu mai ies și apar foarte multe efecte secundare pe termen lung, asupra sexualității, asupra capacității de învățare, ADHD-ul vine de aici, potența, ejacularea precoce, nevoia de a înșela, deficitul de atenție, sunt, sunt foarte multe efecte secundare care apar. Și atunci, eu mă uit în relație și ce s-a întâmplat? Cum s-a construit relația? Și atunci îmi dau seama că s-a construit o relație de parteneriat. În momentul în care s-a construit o relație de parteneriat, de obicei, vorbesc cu toată lumea, cu toată familia, cu cei trei implicați, ca să înțeleagă din punct de vedere psihic ce rol joacă fiecare în familie și cum se schimbă dinamica familiei când ajungem să ne căsătorim, de fapt, cu partenerul mamei pentru că, de fapt, această femeie nu o să aibă niciodată un loc. Ea încearcă să fie o noră bună și să facă pe plac și să nu deranjeze, însă e aproape imposibil, pentru că, în realitate, trebuie să creezi un parteneriat, nu în diadă, cum ar trebui cu soțul, ci în triadă, cu tot cu mama, inclusă tot timpul. Și de cele mai multe ori, mama este exclusă, că ei vor să plece singuri undeva, într-un sejur că ei vor să plece sigur la mare din 1 mai. Ei vor să facă lucruri singuri și de obicei mama se îmbolnăvește. La mama apar somatizări. Apar efecte secundare ale faptului că ea nu e de acord cu ceea ce se întâmplă. De cele mai multe ori spune verbal, cheltuiți prea mulți bani! De ce cheltuiți banii? Strângeți-vă banii, găsește un motiv conștient și acceptat social ca să facă și să provoace ceartă constant. Dar de fapt, pe ea o deranjează altceva. Pe ea o deranjează că o femeie a venit și a luat cel mai prețios om din viața ei. le-o ce greu este o astfel de iubire în care tu iubești un bărbat care are o relație atât de apropiată cu mama sa. Bărbat care poate de multe ori conștientizează că nu este sănătos, dar nu știe cum nici să... el la rândul lui cum să rupă relația, în așa fel încât să-și o păstreze pe mama aproape, să nu facă să sufere dar să aibă și el timp pentru el și pentru partenera lui. Cum face un bărbat într-o astfel de situație? Cu limite și reguli, probabil, nu? O, primul lucru și cel mai important este să conștientizăm ce fel de relație avem cu mama noastră. Deci orice bărbat ar trebui să se întrebe ce fel de relație are cu mama lui sau cu bunica, că sunt bărbați crescuți de bunica. <sus> sunt bărbați crescuți de sora mai mare. Sunt bărbați crescuți de o bonă. De femeia care i-a crescut, și pentru care, care pentru ei a fost substitutul de mamă și a jucat acest rol de mamă. Și apoi își dă seama cât de apropiată este relația, cu cât este mai apropiată, cu atât înseamnă că trebuie să creeze o distanță. E ok să avem o relație bună, însă nu este ok să avem o relație patologică de seducție. Și aici nu sunt doar bărbații, sunt și femei să și fete pentru care tatăl este idealul ei în viață, este cel mai important om, este partenerul ei și mama este exclusă. Dar știi că mă întreb cum ajungi într-o astfel de situație în care vezi, îți vezi părintele în felul acesta, total nesănătos, bolnav chiar. Deci cum ajungi să nu-ți dai seama că și ce se întâmplă asta? Să acest lucru. Însă dacă mi-ar fi luat altcineva interviul care e în această situație, spune eu nu pot să înțeleg cum gândesc ceilalți. Pentru mine mama mea este cea mai importantă persoană. Este o femeie extraordinară. Ea mi-a dat totul. Ea e tot timpul acolo. De ce? Pentru că el și-a întâlnit iubirea vieții lui. Într-adevăr, acești oameni trăiesc o poveste de iubire incredibilă. Și e foarte greu ca cineva să egaleze această mamă. Acest lucru se mai vede și la și la cuplurile gemelare, la acești frați care trăiesc această conexiune incredibilă. Este greu să replici această conexiune, să găsești o persoană care să te smulgă de acolo, care să fie atât de interesantă și de complexă și să-ți se potrivească atât de bine încât să te poată rupe din această conexiune. Și la început, oricine intră într-o conexiune atât de mare va atrage ura și furia persoanei care va fi exclusă, excluderea doar e cel mai rău într-o relație. Și atunci, de cele mai multe ori eu descoper că femeile și bărbații care au avut astfel de relații fuzionale foarte apropiate cu mama sau bunica, cu persoana care le-a crescut, au foarte mari probleme în relație și inevitabil ajung la divorț. Hai să vorbim totuși de categoria de bărbați care sunt ok, uh -huh. zicem da, care au depășit, care au depășit uh, această relație cu mama sau, mă rog, cu acest, acest complex tip l-au depășit, exact, bine. care l-au depășit cu bine, să vorbim despre bărbații sănătoși. Uh -huh. Ce caută ei la o femeie? Ce caută la o femeie? Să știi că fiecare bărbat în parte va căuta o bucățică din el o bucățică care a fost, o bucățică care este, sau o bucățică care își dorește să fie un ideal. Aceasta este îndrăgostirea noastră narcisică. Ne îndrăgostim de ceva din noi. E incredibil, exact. Deci dacă întâlnești o parteneră care îți spune știi eu, de fapt, sunt ca tine, dar sunt varianta feminină. Să știi că, uite, vezi, eu n-am știut chestia asta și așa i am spus lui Marian, eu sunt ca tine, varianta feminină, și el e surprins acum. Sunt, sunt deci că sunt la psiholog, jumătări. așa mă simt. <laughs> păi cu psihologul n-ai cum să te simți altfel. Sunteți două jumătăți care creați un întreg și asta e idealul. Și mai există pe lângă această bucățică narcisică îndrăgostirea anaclitică. Înseamnă că ne îndrăgostim dintr-o bucățică, din cineva familiar. O bucățică de mama, o bucățică de tata, o bucățică de soră. Doamne, dar tot de timpul de căutăm așa câte o bucățică din, din ceva? Exact. Nu vrem și noi altceva? Că nu. se presupune să că vrem altceva? Nu. nu, o bucățică din cineva care ne-a iubit. Cineva care ne-a fost drag. Cineva care ne-a pus pe primul plan. Cineva care ne-a văzut, ne-a auzit. Vezi, poate că multe femei nici măcar nu-și dau seama ce exprimă când spun îmi doresc un bărbat care să mă iubească așa cum m-a iubit tata sau care să mă protejeze. Ele nici măcar... Nu realizează ce spun, și astfel caută un bărbat cum și l-au imaginat ele, dar fără să realizeze că ele caută un bărbat care să aibă niște părți din tată, bunic, exact. adică exact cum exact. e la bărbați. Exact, și bărbații și femeile, teoretic, caută bucăți. Și în momentul în care găsim aceste bucăți, nu e așa de ușor. Din o mie de bărbați la care se bifează înălțimea etnică, religia, venitul financiar, cum arată fizic, chimia, doar cu 2 ești compatibilă. Pentru că compatibilitatea adevărată e peste 80% și e foarte greu de găsit. Noi când am testat algoritmul care l-am creat. Asta vrem să te întreb acum, că știu că ai creat un algoritm care ajută um, ajută Persoanele, persoanele să-și găsească jumătatea dacă cumva la fix. La fix, da. Uh, și chiar să-și găsească jobul potrivit. Mm -hmm. Și acum, se foarte bine discuția în direcția asta, că-și vrem să te întreb care e treaba cu algoritmul, că urma să-mi vorbește acum în procente și zic stai, așa stai. Pe e proxente, ceva cu tine. De, 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 exact fascinația ta pentru inteligența artificială, da, chiar da. e impresionantă. Da, eu uh, sunt psihoterapeut de 20 de ani și lucrez și cu bebeluși și cu cupluri și cu adolescenți, bunici și cu a Exact, cu tot ce. Însă am undeva în structura mea acea nevoie de a fi șoricel de bibliotecă. Întotdeauna mi-a plăcut să -mi citesc. N-arăți deloc ca să știi. <laughs> N-arăți -ar șoricel de bibliotecă. Dar întotdeauna mi-a plăcut să citesc și partea asta de cercetare mi s-a părut întotdeauna incredibilă. Și atunci, de când mă știu, eu citesc. Mama tot timpul îmi spunea chide lumina și dormi. Și eu la patru dimineața stăteam sub plapă mă cu o carte și descopeream de fapt ce făceau regii Franței Când pe vremea comunismului nu puteai să citești orice Și să ai acces la niște vieți din ale extraordinare Pariez că citeai de viețile lor amoroase, fabuloase <laughs> exact, Și exact. eu tot de asta eram atos Păi acolo găseai lucrurile interesante Pentru că pe vremea comunismului Facultatea de Psihologie Și orice însemna dezvoltare personală Yoga, meditație Orice te ajuta să te cunoști A fost oprit, închis Nu a existat meseria mea Și atunci de aici a venit Nebuneala asta și CV-ul meu impresionant de a face două facultăți, două mastere, șase specializări în psihologie, vreo 54 de ani de școală, vreo 36 de ani doar în psihologie și încă nu s-au terminat, pentru că ăsta e un domeniu în care, după ce citești o carte, 200 zici, M -m, da, e interesant, știu, după 1000 de cărți zici, M -m, da, după vreo 5000 de cărți zici, mamă, dar nu știu nimic. Nu știi nimic, o oh. cu cât citești mai mult, cu atât îți dai seama că știi mai atunci. A, 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 e această foame de a ști și eu acum sunt la nivelul ăla în care mi se pare că am atât de multe de învățat. Doamne, Dar de algoritm. Cum da. Cum funcționează de algoritm. algoritm? Eu, să-ți spun de unde a pornit acest algoritm. Eu am avut norocul pentru că al meu soț mă căuta de zor și, exact cum spuneai tu, a căutat, a căutat, a căutat mulți ani prin foarte multe femei. El m-a căutat. Eu nu știam că mă caută. Și la un moment dat m am întâlnit. Și când m-a întâlnit, și m-a văzut prima dată, a zis, ea este, ea o să fie soția mea. Și apoi a reușit să dea de mine. Și Dar ce ai zis? Ne-am întâlnit. Tu ce ai zis? Eu m-am uitat eram că eram pe tocuri. To și am zis, în 5 minute le expediez, o să-i bag scuza cu tocurile. Am așezat la masă și el a început să vorbească. Când a început să vorbească. Deci am zis să mă piște cineva. Bifa totul pe lista mea. Totul, dar era o atracție și o conexiune. Și ceva atât de logic și ușor. Pe vremea nu era Facebook-ul de unde <gătări> să aflu informații. Exact, nu era nimic. Și am zis, el este. După două ore am hotărât să ne căsătorim, a doua zi ne-am mutat împreună și după câteva zile ne-am luat verghetele și am fost și la biserică. Toată lumea a zis că suntem nebuni, părinții mei au sărit în sus, au zis, Doamne, dar tu nu ceri voie, n-ai zis niciodată în atâția ani, atâtea relații stabile, că te căsătorești, te-a drogat, ce ți-a făcut? Ei, când îl întâlnești pe acel om cu care simți această conexiune, mm. nu trebuie să îți dea nimeni niciun acord, nu trebuie să-ți spună nimeni nimic, simți. Așa au fost părinții mei, s-au cunoscut luni și miercuri au băgat actele. Asta ca să știi și sunt căsătorii mm. și azi au 41 de ani în decembrie. Câți ani de căsnicie aveți? 17. Mulți înainte, să fie fericiți și așa la prima veturit. întâlnire din primele ore am vorbit și câți copii vrem și tot am stabilit oh. totul. Mai rar așa. Și atunci, de aici vine motivația mea de a ajuta pe oricine e interesat să-și găsească acea jumătate, acea jumătate care îți completează frazele, acea jumătate care scrie când tu te gândești la ceva și ce nu vine să cred, uite ce am scris pe foaie. Acea jumătate la care intri în casă și parfumul tău preferat e parfumul lui preferat. Și acea jumătate care nu trebuie să vorbești cu ea, pur și simplu te înțelege. De ce? Pentru că e se potrivește acea bucățică narcisică și acea bucățică anaclitică. Avem o istorie de viață, o patologie comună, foarte multe lucruri care ne aduc împreună și care sunt destul de asemănătoare. Eu acum aș fi tentată să spun că voi sunteți un caz rar, că așa nu li se întâmplă multora. Să știi că am testat algoritmul pe 500 de cupluri și ajungem unde vroiam să ajungem, și, sincer, m-am așteptat, fiind optimist așa din fire, la un 65% media acestor 500 de cupluri și am descoperit de fapt că medie era 36,5% care e o medie în care eu nu le-aș recomanda oamenilor să se căsătorească și să aibă o relație, că se va rupe relația pe termen lung. Și am întrebat de curiozitate. Pe curiozitate vreau și eu să testez acum după 15 ani, 16, 17, nu știu de când încep începe Ionescu din 2007, nu știu. 8 ani de căsnicie, vreau acum să testez să văd dacă trece testul. Da. Și am întrebat de curiositate câte cupluri sunt compatibile. Peste 80% trebuie să fie compatibilitate. Și programatorul mi-a spus în afară de voi, oricum bănuiam că noi suntem compatibili, normal. Mai sunt patru cupluri. Aceste patru cupluri puteai să le vezi cu ochiul liber. Nu îți trebuia un algoritm ca să ți dai seama. Și cum, se, cum se, cum face? Adică un cuplu care vrea să afle cât de compatibil e, nu știu, înainte să se căsătorească, să zicem că totuși așa ar fi indicat, că după ce te-ai luat, asta e viața, vezi tu pe parcurs. Dar să mai încerci și varianta asta. Cum face? Vine cuplu și mai departe cum decurge da, treaba? Da, aș vrea, aș vrea să fie deschis tuturor, a fost deschis tuturor, s-a putut testa, s-au putut observa în momentul în care i-am dat drumul, însă el acum, noi acum îl integrăm într-o inteligență artificială, noi creăm o inteligență artificială care de fapt e terapeut, e personality profiler și poate să-ți găsească prieteni când ești într-o țară nouă și n-ai pe nimeni, poate să-ți găsească un partener compatibil, poate să-ți găsească un job, o bonă, facultatea la care să dai dacă e student, de fapt se adresează la cele mai importante nevoi. Noi am început proiectul în 2012 și a fost prea devreme. Nimeni nu înțelegea ce am vrut să creez. Acum inteligența artificială a ajuns unde trebuie. Și noi lucrăm în spate la motor. Cam într-un an și ceva va fi deschisă publicului, oricine o poate încerca testa. însă acum e doar în spate la noi, pentru că noi încă lucrăm, încă lucrăm la ea. Deci dacă vrea un cuplu acum să te caute și să testeze asta, poate să testeze viu pe mine. Să, să, să testeze viu pe, tine, că... da? cupluri care vin la terapie și le pun 3 întrebări, cinci întrebări, șapte întrebări și după două ședințe le spun, dragilor, voi v-ați despărțit de mult. Ați venit după șapte ani când relația voastră nu mai funcționează, nu mai funcționează sexualitatea, nu mai funcționează, ați venit cu mortul în terapie și eu ce vreți să vă fac? Și când aud asta, mult, se supără, însă după ce s-au despărțit, zic, Doamne, Alina, ne reda libertatea, Doamne, ce bine e! Cât ne-am chinuit în relația asta și cât am chinuit copiii, ce bine ne este acum! Ne înțelegem de 100 de ori mai bine! Da, sunt mulți oameni care deodată ce s-au despărțit se înțeleg mult mai bine. Gata, sărim de la inteligența artificială, revenim la și inteligența asta, eu știu, emoțională, să zic, așa, deși e complicată cu treaba cu inteligența emoțională și pentru că sunt femei care sunt sigură că se uită acum la noi și care ar vrea să înțeleagă și ele Domnule, ce caută bărbații la o femeie? Ce așteptări au? zi te rog, cât de realiste sunt așteptările bărbaților atunci când își doresc o femeie sau ce așteptări au ei? Ce vor? Ok, vor câte o părticică din uh... Ei, care, care îi persoană îi care importantă din viața lor? Da. mai vor o părticică din ei. Uh -huh. Și apoi caută o femeie similară cu nevoile lor psihice. Ai se complică treaba. Aici se complică treaba. De ce? Pentru că de cele mai multe ori apare patologia. Deci, cum o dai bine. <laughs> da, da, pentru că suntem mult mai complexi decât pare la prima vedere. Știi, la prima vedere pare că îți imaginezi ca un sărut dintre la din filme. Însă niciodată lucrurile nu ies așa. De deci, ce? Pentru că e foarte important prima dată să ne înțelegem pe noi. Foarte multe femei pleacă la drum cu ideea că celălalt o să le rezolve. O să le ajute să fie mai buni. E primul sol pe bea. cal alb, practic. O să -o protejeze. O să fie acolo aproape de ele. O să le țină în brațe. Și eu zic foarte frumos, draga mea, dar mea inumera, tocmai mi-ai enumerat toate caracteristicile tatălui. Și ți-ai găsit un tată în relație. Și tu îmi spui că nu funcționează sexualitatea. Și atunci e foarte important să înțelegem la ce nivel de maturitate emoțională suntem noi. Prima dată ne uităm la noi. Am ajuns la nivelul de maturitate emoțională și sexuală. De adult? Căutăm un bărbat? Noi ne dorim sexualitatea? Sexualitatea e trezită, noi? Sau sexualitatea doarme în noi, pentru că dacă sexualitatea doarme în noi înseamnă că nu în noi predomină copilul, predomină acea fetiță care a ajuns la stadiu de flirt, de tandrețe, de iubire, de pupături, dar nu simte acei fluturi ori de câte ori îl vede pe soțul prin casă și se pare că i-a tras așa o privire sau... Și deja am început să simt așa că de seară, clar. O, oh, doamne, dar cum îmi păstrezi fluturi ăștia în stomac? Să știi că eu mi-am zis așa, adolescentă fiind, că eu îmi doresc toată viața să am fluturi în stomac. Și oamenii au zis, ha, 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 să o crezi tu că asta nu se poate. Și eu am zis, ba, se poate. Și eu, dacă nu m-aș trezi cu fluturi în stomac, și aici vreau să spun ceva, Uh, mie mi s-ar părea foarte tristă relația și foarte greu de dus căci la baza unei relații trebuie să stea în drăgostea la aia să da. o antrenezi, să pui pe ea gaz acolo, să ardă continuu unii spun că e greu eu spun că nu e greu, dar că necesită efort și aș vrea doar să spun ceva că la un moment dat mi-a sărit lumea în cap deci nu vrei să știi cum mi-a sărit lumea în cap aoleo, pentru că eu am zis că nu dorm cu soțul meu vai, it's a drama Octavia nu doarme cu domnul Ionescu it's a drama Desigur, eu într-un interviu vorbeam despre cum sunt compartimentate spațiile în casa noastră, fiecare cu camera lui, dormitorul lui, spațiul lui, atelierul de pictură, etc., etc. Și de unde s-a dedus că practic nu dormi. Which is true, că m-au și întrebat, dormi sau nu dormi? Doamne, noi n-am dormit niciodată. Eu, real, Octavia, n-am dormit nici măcar cu Andrei sau... Nu am dormit cu cineva, pentru că unul, somnul mi se pare foarte important. Și revenind la dormitul ăsta cu partenerul ăsta, nu înseamnă că fugi de partener. Dar eu am zis, eu când dorm, vreau să dorm, partenerul se foiește, uh, trage de plapum, visează, îți dă palme, îți dă picioare, nu știu cum. E ceva ce funcționează în cazul meu și eu mă trezesc dimineața, o, super, am dormit perfect, cobor treptele și în fiecare dimineață, când eu cobor treptele, soțul meu de acolo de pe canapea se uită așa spre mine și îl văd zâmbind și ei zâmbesc și știu că avem acei fluturi amândoi. Deci, în cazul nostru, treaba asta cu. Genul ăsta de spațiu pe care ni-l acordăm unul altuia fără a ne sufoca, dar în același timp fără a ne evita, funcționează foarte bine. Și am văzut că sunt foarte multe cupluri care, odată ce înaintează în vârstă, dacă la început sunt obișnuite să doarmă împreună, unii chiar de la început și iau perna și fug în altă cameră. Da. Și nu-și recunosc asta, și asta se transformă într-o frustrare și într-o nemulțumire care sapă acolo în interiorul da. tău iar alții ulterior, după 10-15 ani de căznicie, cum sunt și părinții mei, au ajuns să doarmă separat, dar asta nu înseamnă că nu se iubește și nu se respectă. Au aceea strălucire în privire unul față de celălalt, doar că au decis să-și acorde un anumit spațiu pe timpul nopții. Exact. Cum vezi treaba asta? Ideea este că fiecare cuplu își amenajează spațiul cum îi se potrivește lui. Tu povestei la un moment dat de compatibilitate. Compatibilitatea este foarte importantă ca să reușim să apară acești fluturi în stomac. Pentru că dacă noi avem o compatibilitate mică, să zicem o compatibilitate de 35%, și se termină acea iubire dintre noi după o perioadă de timp, nu avem de unde să creem alți fluturi, pentru că bateria noastră a relației e, e foarte mică. Durata de timp a relației a fost scurtă. Ca și viața fluturilor. Exact. rog, e un fluture monar care trăiește vreo nouă luni, dar e o excepție. Da, ca și viața fluturilor. Și atunci, prima întrebare e cât de compatibili sunt, cât de compatibil e cuplul. În momentul în care compatibilitatea este peste 80% și ei sunt compatibili, putem recrea fluturi în stomac constant, dar asta nu înseamnă că nu este o muncă. Ha! Cine crede că nu e muncă se înșa la marnic sau cine se culcă pe urechea că lasă că mă iubește sau că e al meu sau e a mea, ceea ce e total greșit, iară greșește enorm pentru că acest al meu și a mea Aș vrea să vorbim și despre acest al meu și a mea, pentru că sunt niște termeni pe care tot mai mulți îi folosesc. Mă rog, cam toți îi folosesc. Modul al meu, mă așteaptă a mea, mă întâlnesc cu a mea, îmi a mea să mănânce, spală mă așa. Sau mai rău, mami, dacă e a mea e bine. Da? sau tati. Sau tati. tati. Aoleu. Și de aici ne dăm seama de fapt și de relație. Cum e cu al meu și a mea? Cât de nesănătoase sunt exprimările astea la... Pentru că Podcastul meu se numește Gânduri Bune și am spus că totul pleacă de la gând. Gândurile se exprimă prin cuvinte, prin urmare trebuie să fim atenți ce cuvinte folosim. Foarte importante sunt cuvintele, să știi că mai importante decât ne dăm seama. E foarte important în relație și cu partenerul și cu copiii ce le spunem constant. Pentru că noi partenerului îi spunem constant ceva. Îi spunem iubirea mea, îi spunem viața mea, îi spunem al meu, îi spunem dragul meu, îi spunem tati, îi spunem ceva. Sau îi spunem sau îl înjurăm. Să-l ridica. E foarte important în cuvinte ce îi spunem constant. Cât de constructive sunt cuvintele. Dacă cuvintele sunt constructive, înseamnă că noi construim constant relația. Pentru că e relația noastră cu noi, e relația lui cu el și e relația dintre noi. Și la această relație dintre noi noi trebuie să lucrăm constant. Pentru că în momentul în care apar copiii ea se distruge. Copilul vine și creează o ruptură în relația de cuplu. Și atunci noi trebuie să rețesem relația de cuplu. Al meu și a mea va fi întotdeauna în partea de simbioză. Prima etapă e etapa de îndrăgostire și de simbioză, în care suntem uniți cu celălalt și fizic și psihic, în care se creează un întreg în care ne creăm o bulă, în care totul e roz, în care nu mai poți respira fără el. Da, ce frumos e. 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 iubirea vieții tale, e totul și vrei să fii acolo. Nu poți dormi fără el, nu poți respira, ți e foarte dor de el. Și sexualitatea funcționează incredibil. Și apoi, ușor, ușor, după, ce bula, după o perioadă de timp, mai mică sau mai mare, depinde de cupluri, se ajunge la deziluzie și se sparge bula. Dar deziluzia asta pe ce fond apare? Că ne facem prea multe iluzii? Coboară măștile. Noi, în prima fază, proiectăm asupra lui acest partener ideal din mintea noastră. Și el, pentru că el a început și vrea să ne facă pe plan. Păi asta vreau de să zic, că, zic că noi proiectăm, 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 dar nici el nu-i prea sincer, că de cele mai multe ori bărbații pozează în ceea ce nu sunt, ca să te impresioneze, să-ți creeze false aparențe, ca să pună mâna pe tine, cum s-ar zice, cu ghilimele de rigoare. Bine, toți, sunt toți și femei care fac asta. Da. Exact, toți De ce facem asta? De ce nu avem curaj ca de la început să arătăm cine suntem, să câștigăm timp? De cele mai multe ori pentru că ne este foarte frică că celălalt, dacă descoperă cine suntem cu adevărat, o să ne iubească. Și atunci, marea majoritate dintre noi, din cauza faptului că au trăit într-o familie în care n-au fost lăsați să fie autentici, părinții tot timpul le-a cerut să fie altceva. Nu mai fi rău comportă-te așa, nu mai vorbi că tu nu știi, nu fa aia și au fost criticați constant, el a învățat că dacă vrea să fie iubit și dacă vrea să fie văzut și apreciat, atunci trebuie să fie într-un mod ideal, trebuie să fie într-un fel. Și de cele mai multe ori, părinții vin în terapie și spun, eu nu-mi recunosc copilul. Și eu spun, acesta este copilul dumneavoastră fără măști. Acasă joacă un rol pentru că el nu poate să fie autentic. Și atunci, eu știu că copiii mei joacă un rol la școală și sunt cea mai bună versiune a lor și își dau interesul, însă acasă știu exact cum sunt, pentru că i-am învățat să fie fără măști relaxați și să te facă cu nervii, dar să-și permită să fie ei, să fie autentici, pentru că îi iubim necondiționat oricum ar fi. Cu cei mici să zicem că în vremurile noastre lucrurile vor fi bine în viitor pentru că avem acces la informație noi ca părinți și ne e ușor mă rog, vorba vine ușor, înțelegeți că ușor nu e, să-l lași să fie liber, să se exprime așa cum simte, să fie autentic, să fie original, să spună tot ce-i trece prin cap și să uh, lăsăm să gândească liber. Dar ce ne facem cu adulții, că totuși vorbim de femeile din zilele noastre, da, de 30-40 de ani care își caută o relație, 25-45 uh, care au în uh, zona lor, așa, în preajma lor, bărbați de vârsta lor, care au crescut altfel, cu părinți care n-au știut toate lucrurile astea. Mm -hmm. Crește liber, lasă-l liber, lasă-l să se exprime. Ce -au, au crescut cu restricții, nu? Teoretic, suntem aceeași generație, adică atât timp cât ne căutăm din generația noastră, avem multe lucruri în comun și ne înțelegem. E greu când schimbi religia, când schimbi etnia, când schimbi țara, când schimbi cultura, atunci e greu pentru că e ca și cum și vorbești limbi străine, dar chiar ești în filme diferite, pe lungim de undă diferite. Și dacă îndrăgosteala funcționează, când ajungem la deziluzie și ne dăm măștile jos, că la un moment dat nu mai avem energie să ținem măștile, și la un moment dat ne putăm împreună, și la un moment dat gătim, și la un moment dat mergem la cumpărături, și la un moment dat dormim împreună, și la un moment dat ajungem, exact cum ați ajuns și voi, să spuneți, domnule, noi împreună nu dormim bine. Hai să creem. Da, nici n-am dormit, ca să știi că noi n-am ajuns la concluzia că nu dormim bine împreună, că noi din start n-am dormit împreună. Voi din start ați fost tipologia care ați spus, nu, așa ne place să dormim. Da. Și v -ați... Nu, am așa. avut noroc că ne-am potrivit. Exact, pe păi asta e foarte important. V-ați amenajat spațiu, pentru că undeva în bucățica voastră de atașament există bucățica de atașament evitant. Aveți o bucățică de atașament echilibrat au, leu. și o bucățică evitant. <laughs> Deci se transformă în râs, ce spui acum? Octavia Geamonu și Maria Ionescu au o bucățică de? De atașament evitant. Să știi că atașamentul, adică asta e așa, e, lumii la terapie. Da, atașamentul cumva e evoluționist. Ce înseamnă? Prima dată când trăiam în triburi, et, atașamentul era echilibrat. De ce? Pentru că trăiam împreună, făceam totul împreună, eram ca un fel de întreg, funcționam ca un corp familial, ca un întreg. Însă în momentul în care au apărut aceste locuințe individuale, familiile s-au separat. Când am început să ne separăm într-o casă, toți dormeam împreună. Ușor, ușor au început să apară nevoia ca părinții să nu mai doarmă cu copiii. Și s-au individualizat, au apărut bucătăria, camera părinților, camera copiilor. Și așa, ușor, ușor, a apărut și în cobai, și încă două, și în cameră. la vă domnule, și biroul, și biroul de pictură, și la mine în casă există un birou de pictură. Știu că pictez super chiar. Da. Și cumva, ne-am început, spațiul nostru s-a schimbat. Și de la o cameră am ajuns la două, la trei, la patru, la cinci, la o întreagă vilă. De ce e ceva greșit în a vrea să-ți respecti sentimentul ăsta de libertate? Pentru că uite, am impresia că oamenii, atunci când intră într-o relație, da? renunță cumva la ei din dragoste pentru partener și omul ăla nu i-a cerut să renunțe la prieten, la timp, la viața lui pentru el. Adică, hello, eu nu ți-am cerut, tu via și îmi spui că eu am renunțat tot pentru tine. Păi, deși femeia, ai luat o dar nu ți-am cerut eu asta. Deci, totuși, nu e greșit să vrei și să ai în continuare dorința asta de a păstra spațiul liber, e adevărat că te ia puțin valul la început, pentru că din dragostea aia îți dorești să fii non-stop cu el, dar trebuie să fii puțin echilibrat la început, nu? N-ai cum. cum. nu? Folie tu, ne în doi, deci cumva la început acest sentiment de îndrăgosteală e foarte similar... Vezi, cu de inima de are rațiuni pe care rațiunea nu le înțelege, a zis-o Pascal, -o. da? Oh, deci, la început, sentimentul de îndrăgosteană e foarte similar cu nebunia, cu psihoza E ceva foarte greu de explicat Și cumva, în momentul în care locuiam toți împreună, s-a creat acest atașament echilibrat Pentru că e acea iubire și acea protecție și copiii sunt ținuți Și când merg la muncă, la câmp și peste tot, ținuți legați Știm acele negrese care și leagă uh -huh. copiii și peste tot sunt cu ei ușor, ușor, ne-am individualizat și am început să acceptăm că suntem diferiți unii de ceilalți, că avem alte nevoi, că avem un corp separat. Și individualizarea ne-a ajutat să evoluăm și să creștem. Și pe urmă apare acest atașament puțin evitant. De ce? Pentru că undeva în familia noastră de origine am avut partea echilibrată, dar am avut și partea de răceală. Trebuie să ne gândim că am trăit pe vremea comunismului, Cam am trăit într-un regim totalitar, că oamenii nu erau așa de calzi, atât de apropiați, atât de iubitori, că părinții nu spuneau în fiecare zi te iubesc copiilor. Chiar că... nu. Că nu strângeau în brațe Absolut. și simțeau, foloseam acele cinci limbaje ale iubirii și îl primeam constant. Și atunci, din păcate, marea majoritate a noi românilor avem și această bucățică de atașament evitant. La asta se poate adăuga și bucățica de atașament anxios, dacă am avut o mamă panicoasă, anxioasă, fricoasă, ca o cloșcă foarte protectoare. Se poate adăuga și bucățica asta într-un procent. Și mai există bucata de atașament destructurat, care e haos. Am avut părinți care ne-au chinuit rău de tot, adică sunt acei copii care sunt trimis la cerșit, bătuți, care părinților sunt alcoolici, sunt drogați, în care nu sunt acasă, trebuie să-și crească frații, n au mâncare, care trăiesc în niște condiții incredibile și greu de dus. Și, în general, marea majoritate a copiilor din centre de plasament în trecut, acum lucrurile sunt ok, sunt în, în, în familii uh, cu acești părinți care. Uh, și au o licență să poată să crească da. un copil, lucrurile s-au schimbat. Însă, în trecut, apăreau foarte mari probleme psihice la copiii care erau crescuți în orfelinate. Vorbim acum de atâtea probleme pe care le ai în copilărie, care ulterior se resimt, cumva, poate, în, sub, în subconștientul tău și aș vrea să te întreb care sunt cele mai mari temere ale unui bărbat pe care le are atunci când intră într-o relație. Să știi că de, de cele mai multe ori, cele mai mari temeri ale unui bărbat e să fie vulnerabil. Bărbații, pentru că li s-a spus de foarte multe ori în generația noastră, fi bărbat. Și, și plânge. Bărbații plâng câteodată sau mă schimba lucrurile. Nu plânge. Uh, fi puternic. Ce ești bărbat? Și cumva. Asta e, li se mai spune și în prezent băieților. Mm -hmm. Nu plânge, nu plânge, nu plânge. În loc să-l lasă și exprime sentimentele și frustrările, îi spun nu plânge. Ei s-au obișnuit să-și înhibe partea emoțională și atunci partea lor de inteligență emoțională nu e atât de dezvoltată pe cât ne-am dorit noi. Și el vine obosit de la muncă, el are chef să se închidă în peștera lui, într-un loc în care să nu audă nimic, să nu deranjeze nimeni, măcar jumătate de oră și stă puțin să joace un joc sau să se uite pe telefon sau oricum vrea puțină liniște el și-a terminat cele 3.500 de cuvinte, 4.000 de cuvinte, ea are 10.000 de cuvinte, ea asta cu copilul toată ziua acasă, e super plictisită și abia așteaptă să-i povestească tot ce s-a întâmplat în viața ei și a copilului. Și atunci suntem pe lungim de unde diferite. Noi când suntem nervoase, simțim nevoia să vorbim, ei simt nevoia să se retragă. Noi când suntem nervoase că el n-a făcut ceva, suntem nevoia să-i spunem totuși și să vorbim și să punem totul pe tapet și să dezbatem totuși, să comunicăm, ei nu vorbesc. Decât dacă sunt mai extravertiți așa în structură și atunci zicem a, mulțumim că am nimerit unul de ăsta extravertit. Și atunci trebuie să-i învățăm să vorbească cu noi. Hai bravo, cum facem asta? Că sunt femei care uh... Desigur, toat, fiecare cuplu consideră că la baza unei relații sănătoase este comunicarea. Dar ce te faci când tu vorbești cu el și el nu scoate un cuvânt, deci n-ai cu cine să vorbești sau fiecare vorbește pe limba lui, adică vorbim împreună dar ne înțelegem separat. Te lungim de unde diferite. Da, și de nu de... Limba. Ce facem? Cum, cum găsești calea de comunicare cu partenerul tău? Găsim calea de comunicare cu partenerul nostru identic cum o găsim cu copiii oh, cum sună! Da, 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 Știi că sunt femei care spun că atunci când se căsătoresc își mai au un copil, de fapt. În realitate chiar asta se întâmplă. De ce? Pentru că băieții în relația cu mama au fost mai protejați și n-au făcut atât de multe lucruri. Sau au făcut lucruri afară. Ei știu să facă foarte multe lucruri afară, dacă îi pui în casă să facă ceva, mai degrabă le facem noi, că pe ei, ei tot amână. Și amână, și amână, și amână. Și trebuie să înțelegem de ce. Cum vorbim noi cu copii? Noi, ca și mame, în primii un an, un an și jumătate, doi ani de viață, copii, copie, toată partea noastră emoțională, și o somatizează cumva, o pun în act, sub formă de țipete, urlete, mimică facială, limbaj corporal. Noi, de fapt, preluăm această parte beta și o traducem într-o parte alfa o rumegăm cum ar veni, e ca și cum ai lua mâncarea, o rumegi și o dai într-o formă mestecată și punem în cuvinte. Și în momentul în care el plânge, nu îi spune. Nu mai plânge, dragul meu, știu că vrei să mănânci. Acum vine mami să-ți dea să mănânce. Acum. Imediat. Deci cumva eu îi traduc ceea ce simte prima dată și apoi ce urmează să se simte, ce urmează să se întâmple. Și făcând asta o dată, de două ori, de trei ori, de zece ori, la un moment dat înțelege și așteaptă. Când mergem în parc și avem un copil mic, îi spunem la restul copilor, bună, pe mine mă cheamă Carol, eu am un an și sunt foarte vorbăreț, dar încă n-am învățat să vorbesc pe tine, cum te cheamă? Făcând asta de un milion de ori, la un moment dat începe să spună el, bună, pe mine mă cheamă Carol da. și am trei ani, pe tine cum te cheamă? De ce? Pentru că el a văzut la mine că îi repet la infinit. În momentul în care faci o criză de isterie, un tantrum de-asta cum e între Terrible tu între 2 și 3 ani, care se mai prelungește de multe ori până la 6 ani, noi îi spunem, ok, înțeleg că ești foarte furios pentru că n-am vrut să-ți dau acel lucru. Însă și accept această furie și înțeleg că plângi și bă, eu o să mă așez aici lângă tine ca să te calmezi relaxat și îți spun cum ar fi trebuit să reacționezi. Te-ai supărat degeaba că oricum trebuie să mănânci. Reacția normală e următoarea. Mami, eu n-am chef să mănânc acum sau n-am chef să dorm acum sau n-am chef să strâng jucările sau n-am chef să fac ceea ce vrei tu. Dar după ce mă relaxez, în 5 minute promit că o fac. Teoretic, nu noi ce facem? Le traducem ceea ce ar fi fost normal să spunem. Și când vrem ceva de la el și el nu face acel lucru, îi spunem, dragul meu, tu lași cearta deschisă și nu închizi conflictul. Eu îmi doresc să discutăm. M-a deranjat foarte rău faptul că ai făcut asta, 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 asta. Normal ar fi fost să vii să-și cer scuze, să zici iartă-mă, iubirea mea. Nu să dai vina pe mine sau nu să faci lucrul ăla. Să-și cer scuze și să închiem conflictul în două minute. Dar, din păcate, felul tău de a reacționa nu e un fel în care știi să închei conflictul. Și să închidem cearta. Ceartă e bună în cuplu. Extraordinar, descarcă tensiune. Dar în momentul în care cineva îmi spune că se ceartă prea des și că ei se furia la suprafață, înseamnă că nu funcționează sexualitatea. Și atunci, în loc să eliberezi această tensiune și să aduci un echilibru, sexualitatea aduce 60-70% din substanțele calmante, endorfine, morfine, dopamina. Oxitocină, serum? Cu alte da. cuvinte, activitatea sportivă în dormitor este super-mega importantă pentru super, un bărbat, nu? Mega importantă. Mai importantă pentru un bărbat decât pentru o femeie. Mai importantă și atunci, în funcție de vârsta bărbatului, între 20 și 30 de ani ar trebui să fie de 3-5 ori pe săptămână. Între 30, 40, 2-3 ori pe săptămână. Între 40, 50. O dată pe săptămână și apoi începe să scadă. O, Alina, deci în discuțiile astea cu tine, de la cum trebuie să vorbești cu bărbatul, de la cum, de câte ori te-ați mă rog. eu zic așa, doamne, aștept că m-am murit, eu atâta răbdare n-am, nu m-a mai luat niciunul. Vai de mine, doamne, dar chiar așa trebuie să-i mângâi pe cap pe bărbați? Iertați-mă, domnilor, dar da, de asta trebuie să creiem acea sexualitate. A, la un moment dat... Nu da, mai zic cu creerea sexualității, că mi se pare mai dat, ușor decât cu răbdarea. La un moment dat, Dani de la, de la Răzvan și Dani. Da. Într-un interviu îmi în povestea el de Zugrav. Am învățat și eu ceva de el, că eu nu știam asta cu Zugrav. Eu știam Ce asta cu pictorul, dar nu cu zugravul Și el mi-a povestit că, de fapt, playerii sunt zugravi. Ei vin, zugrăvesc spațiu și apoi pleacă, că au mai mult de zugrăvit. Însă, nouă femeilor îi explicam într-un interviu că nu ne plac zugravi, nouă ne plac pictorii. Eu am unul acasă, așa zic. Nu așa? <laughs> ia uitați astea sunt tablourile pictate de el. Nu așa? Sunt superbe tablourile pictate de el. Ne plac pictorii. Ce înseamnă un bărbat care este bun în pat? Și de ce e important pentru noi ca bărbatul să fie bun în pat? Stai că e interesant subiectul. Oare avem voie să vorbim despre asta? Avem, normal. Avem, Mai avem. Hai. Deci ce Hai înseamnă ea? Ce înseamnă ca un bărbat să fie bun? Să fie un pictor bun. Mm. Să știe să pregătească pânza Îți alegi pânza prima. Un fel de preludiu nu e acum la ora asta cu 5 minute înainte. Ne? durează preludiu, toată ziua, tot bravo, anul, toată bravo, viața. Bravo, durează. Ia tu un cadou astăzi că te întâlnești bravo. cu mine când vreau eu la Paștele Caiva. Îmi exact. un în fiecare zi. Exact, durează toată ziua. De dimineață începe. E cea privire care ți-a aruncat-o. E acea mână care o pune pe tine și îți transmite emoțional de cumva ți ridică. Că poate am noroc. Exact, poate am noroc. Îți face un compliment. Ați face două complimente și te obișnuit să-ți facă complimentele, dar e diferit. Îți face o surpriză, îți zice ceva și nu doar el. Poți să faci și tu identic același lucru, că nu e dator doar el să-l să pânza. Relația e de ambele părți și atunci trebuie să venim și noi spre ei, trebuie să vină și ei spre noi. Deci e o muncă de ambele părți. Și atunci, tonul vocii pe care îl folosim zi de zi. Cum îi răspundem la telefon? cu drag, cum îi răspundem? Okay, ok, suntem la birou, nu putem vorbi, nicio problemă. Vorbim o singură dată pe zi, dacă nu putem, dar ne ducem într-o devara, ne retragem undeva și îi vorbim frumos. Îi vorbim exact așa cum ne-am dorit să ne vorbească el. Și să-i răspunzi, da, iubirea mea, ce faci? Cum e ziua ta? Și cumva acel da, iubirea mea, a pregătit pânza. E un prepreludiu. Și dai și de înțeles să se pregătească, știi că nu, femeilor, ne trebuie puțin timp să ne pregătim, trebuie să mai facem un duș, trebuie să mai aranjăm, putem aștepta no. în 5 minute. Nu mai trebuie și o ținută, <laughs> pentru că pentru ei contează foarte mult vizualul, pentru noi contează această poveste pe care au creat-o ei. Și de cele mai multe ori când avem copii, ei creu să creezi povestea că ești foarte mult în rolul parental. Și dacă ești în rolul parental, nu mai ești în rolul de cuplu. Rolul parental omoară relația de cuplu. Da? Și atunci e foarte important acest date night. O dată de două ori pe săptămână, în care plecăm de acasă, în care povestim, în care îl cunoaștem pe celălalt, în care reinvestim în relația de cuplu, în care ne vorbim și ne povestim luna în stele. Suntem noi cu noi. Exact. În realitate ne facem planuri de viitor ca o relație să funcționeze și o relație de cuplu și o relație de familie sunt foarte importante planurile de viitor împreună. Eu nu te întrerup pentru că eu sunt perfect de acord cu tine, mai mult decât atât eu aplic ceea ce spui tu, dar fii atent, ai spus contează vizualul. Um... pentru bărbați. Pentru bărbați contează vizual. Bine și pentru femei, deși noi de mai așa, ai, ne mai mulțumim și cu o burtică și cu... Uh, cât de importantă e... Cât de important e aspectul fizic pentru un bărbat? Multe femei ar fi tentate să spună așa, deci, dacă nu ai 90, 60, 90 și m-am îngrășat un pic și am puțină celulită, gata, nu mai sunt atractivă. Dar eu aș crede că se înșală. Că, de fapt, când bărbatul te vede într-un fel și umbliști tu într-un fel și ești, uh, vorbești frumos, te porți frumos, el nu mai vede nicio celulită, nu exact. mai vede absolut nimic. El te vede, ce te mai vede, nu? Exact. Deci, nu trebuie să fii trasă prin inel no. ca să atragi un bărbat. Celulita o văd femeile. Așa le zic și eu prietenelor mele, e în mintea ta, tu vezi, el nu vede, Nu mai într-o cămașă prin casă, că nu o să vadă nicio celulită. Ia-ți și tu o rochie de mătase lungă. Contează lucrurile astea pentru ei? Foarte mult, foarte mult. Contează să vadă că ți-ai făcut unghiile, că... Și e foarte important și cum ne îmbrăcăm în casă. Am zis eu? uite și de aici mi-au sărit în cap, pentru că eu am spus în casă Trebuie să umbli ca scoasă din cutie, ziceam eu, deși nu au fost chiar cuvintele mele. Mm -hmm. Dar trebuie să ai grijă să ai părul spălat, măcar spălat, exact. dacă nu ți-l la aranjezi. Exact. Nu zice nimeni să te machiezi toată ziua, bună ziua, dar acolo dacă nu-ți arată tenul bine și tu treci prin fața oglinzii și nu-ți place cum arăți, dă și tu cu un pic de fond de ten, exact. că nu e nicio problemă. Exact. Lasă, renunță la hainele alea de bumbac, tricoulă lui, exact. pantalon de training și puneți și tu ceva mai... Sexy, nu zice nimeni să umbli în... Uh, zice nimeni să fii descoieră sau uh, dantelă, exact. Însă, o pereche de egă, un tricou mai lăsat pe o, un număr, cămașă și atât sau exact. rog. un rog. Exact, un tricou drăguț, că trebuie să ne gândim că avem și copii și nu putem oricum. Că nu vrem să, să le -o dăm un model așa exagerat Însă, un, un tricou drăguț, uh, într-adevăr, părul, pric, poate nu ne stă părul, dar îl prindem într-un fel. O cremă pe față, astfel încât să nu arătăm chiar așa... Cu puțin parfum rimel, puțin parfum, un strugurel pe buze și ăla -i felul în care noi stăm în casă. Adică la modul real să fie imaginea în fața partenerului exact așa cum ți-ai dorit și tu să te vezi, căci eu sunt absolut convinsă că niciunei femei care trece prin fața oglinzii și tresare așa și zice Doamne, nu-mi place părul, nu-mi place fața, nu-mi place nimic, nu o să stea liniștită lângă partenerul ei gândindu-se că el mă place așa cum sunt că acest mă place așa cum sunt, e cu schepsis. Exact. Și atunci, de cele mai multe ori, nu e atât de important cum arătam noi. Pentru că noi dacă ne aranjăm, noi avem, o slavă Domnului, atât de multe produse care ne ajută să arătăm wow, ne punem o rochie frumoasă pe noi cu dantelă, mai decoltată, ca să mai vadă puțină piele, ne luăm un halat de la demătase și arătăm oricum wow. De cele mai multe ori e important cum arată el. De ce? Pentru că, pentru noi, avem atracție către acel bărbat atletic, viril, care undeva în mintea noastră e acel vânător perfect, care ne poate aduce prada acasă, el poate să aducă veniturile financiare acasă. Și atunci, la noi, prima dată, atracția apare de la cât de bine câștigă el. Cât de potent financiar este el. Pentru că dacă înainte ne îndrăgosteam de vânătorul cel mai bun din trib, acum ne îndrăgostim de acel bărbat care poate susține familia care vrem să o creăm împreună. Dar când își lasă cardurile la intrare, tot cu corpul lui rămâi. Adică contează, enorm cum, contează enorm cum contează. arată și cum stă în casă și ce gesturi face și felul în care mănâncă și... Cum se îngrijește, dacă se îngrijește, exact. adică exact cum contează pentru un bărbat al lucrurile astea la o femeie, așa contează și pentru o femeie. Bravo, ai atins un punct sensibil. Pentru un bărbat contează ca noi să scoatem feminitatea din noi. Și de la felul în care ne aranjăm, la felul în care vorbim, la felul în care îi pregătim și masa și îl sărutăm pe gât, la felurile astea importante, el recepționează acel mesaj că se pictează pânza. Și dăm de înțeles că urmează să se întâmple ceva. Da, Stai, a că a a niciodată nu trebuie să a fie sigur. Hai să eu. vedem cum te porți. <laughs> exact. Și pentru noi e foarte important. Contează cum arată. Pentru că avem în minte acel vânător. Și atunci postura lui e foarte importantă. De ce? Pentru că el trebuie să scoată masculinitatea la suprafață. El ne poate domina? câtă masculinitate are el în structură, că de cele mai multe ori el are mai multă feminitate în structură și a mai multă masculinitate. Ok, se creează un întreg, dar nu domină el, domină ea. Cum restabilește echilibru aici unde femeia devine bărbatul în cuplu? În primul rând, trebuie să folosim aparatul de gândit gânduri. Diferența dintre noi și animale este că noi avem un aparat de gândit gânduri. Și animalele au gânduri. Și mai mulți le gândesc și spun eu, mă simt tristă că nu pot să-mi fac o familie. Da? Sau pe mine mă deranjează asta. Dar, dacă o pisică s-ar gândi. Ce vinovată mă simt că am văzut în ochii șoricelului acea frică și mă simt atât de vinovată și o să devin vegană. Ele, animalele nu folosesc aparatul de gândit gânduri, noi îl folosim. Și atunci noi începem să ne gândim cum mă simt în relație cu el, ce scoate el din mine, scoate masculinitatea sau scoate feminitatea. Pentru că în relație cu fiecare bărbat, fiecare bărbat o să scoată ceva din tine. Dacă el are mai multă masculinitate, o să scoată feminitatea. Ai să te simți mai timorată în jurul lui, ai să te simți mai mică, mai incompetentă, mai neatentă, o să fii mai pasivă. Horror. <laughs> o să-ți fie mai frică în jurul lui și atunci o să te simți mai atrasă de el, pentru că el este mai imprevizibil, pentru că este masculinitatea la suprafață și asta te domină. Și atunci cele mai interesante relații sexuale sunt cu bărbați care te domină și care te transformă într-o fetișcană, și în care îmbrațele în lui te topești. Însă, dacă ești cu un bărbat care e colegul de apartament, care e un tip wow, care poți vorbi orice cu el, dacă nu l vezi, nu trezește nimic. Nici el în tine, nici tu în el. Sexualitatea apare odată la trei luni. Și de cele mai multe ani am cupluri de astea care vin la terapie, care spun Vai, dar să știți că noi în 10 ani nu ne-am certat niciodată. E o problemă. Și eu zic, că cât de mult avem de lucrat. I think. A, <laughs> în primul stadiu trecut în al doilea. Și eu vreau să fi fost. De deci cel e ultimul. normal? E normal ca în cuplurile să se mai certe? A, e extraordinar să se certe cu Da, e bine să arzi atunci. Tot. Da, da. Să știi că nu reușim să evoluăm în cuplu dacă nu ne certăm. Cearta produce o evoluție. Cearta produce o regresie ca apoi să apară progresul. Și când ajungem să ne certăm, înseamnă că sunt lucruri care noi nu avem curaj să ne mărturisim celuilalt, suntem foarte vulnerabili, am ajuns la o zonă de vulnerabil care ne doare rău de tot, și celălalt a zis ceva și cumva ne-a lovit o săgeată în zona noastră vulnerabilă. Și trebuie să începem să ne gândim, să folosim aparatul de gândit gânduri, să ne gândim, să ieșim de pe pilot automat, că suntem pe pilot automat și să spunem, dar de fapt pe mine de ce m-a durut lucrul ăla atât de rău? De ce am reacționat și am sărit cu o cantitate de energie negativă atât de mare când el a spus asta? De ce m-a deranjat atât de rău? Și de ce ne mai multe rău să descoperim că e o oală cu presiune la care el a deschis capacul și toată acea presiune și toată acea ferbințeală s-a revărsat asupra lui? Dar el săracul n-a fost vinovat cu nimic, că era îndreptat asupra tatălui. De fapt, tatăl n-a făcut ceva care noi ne dorim ca partenerul să repare. Și atunci, noi ne căutăm un partener care poate repara ceea ce n-a făcut tata, ceea ce n-a făcut bunicul, ceea ce n-a putut să facă cel mai important bărbat din viața noastră. La fel se aplică și pentru bărbați. Și atunci, cel mai important în relația noastră de cuplu e ca celălalt să ne poată ajuta să reparăm. Dacă părinții ni s-au despărțit, înseamnă că noi încă avem ceva de reparat din relația cu tata. Înseamnă că am rămas la cel tată ideal, înseamnă că n-am a avut tot ceea ce ne-am dorit și vrem ca partenerul de cuplu să ne dea acest lucru. Și aud asta în terapie, aud femei care spun, dar tu nu faci asta, tu nu faci asta, tu nu faci asta, tu nu faci asta, sau bărbați care spun, dar tu nu gătești ca mama, dar tu nu faci aia, dar tu nu faci aia, dar tu nu faci lucrurile la fel. De asta nu mai sunt certuri, sunt o serie de reproșuri care nu se mai termină. Așa, așa începe cearta cu reproșuri care nu se mai termină. Pentru că fiecare își dorește și are niște așteptări de la ceva aproape imposibil că de cele mai multe ori femeile singure, exact cum zici tu, trecute peste 30-40 de ani, enumeră o listă atât de mare și eu zic să știi că mi-a enumerat o femeie, nu un bărbat. Un bărbat nu poate să-ți dea niciodată așa ceva. Și undeva trebuie să facem niște compromisuri, adică nu, po nu poate să fie și amant în pat și cel mai bun prieten și tată și protector și iubitor și să câștige mai mulți bani ca noi și să fie un tată extraordinar și să ne asculte ori de câte ori avem chef și să ne aducă orgasme multiple ori de câte ori ne culcăm cu el și să fie tot timpul să ne facă cele mai wow complimente, să ne mai dea și buget de shopping, și de aici mai apar încă 300 pe listă. Și așa o să ajungem la discuția următorului nostru podcast cu ce vor femeile, că uneori pare că vor prea multe. Într-adevăr. Alina, uite, în final aș vrea doar să-ți mai pun o întrebare, pentru că îmi vorbeai de o listă și din tot ce discutam cu tine. E ușor să tragi concluzia că, de fapt, când vrei să intri într-o relație care să fie acea relație, dar până să întâlnești prințul, pupi multe broaște, asta e viața, așa. cam bazme, până să intri într-o relație, treci prin foarte multe experiențe. Aș vrea să te întreb cum afectează trecutul unei femei potențiala relație cu un bărbat. Pentru că sunt multe femei, știi că, așa zic, tu și bărbații care au și ei niște curiozități. Vai, dar eu cum au fost ceilalți? Dar tu ești drag al doilea. Da. Câți au fost ieri al doilea? Bărbații sunt foarte posesivi și cumva lor nu le place să accepte că au mai trecut și alți bărbați pe la ea, prin dormitorul ei. De asta, foarte mult timp, ne-am căsătorit virgine. De puțin timp nu ne căsătorim virgine. Da. Și atunci de aici se vede posesivitatea lor. Ei vor ce a lor să fie pus deoparte doar pentru ei. În niște religii știm că nici nu au voie să se uite bărbații la soția lor, de asta cumva sunt total acoperite ca să nu se uite nimeni la ea. Cu cât sunt mai posesiv, cu atât e mai îmbrăcată. Și cu atât ea este mai restricționată la orice. Însă în vremurile moderne se au mai relaxat bărbații și cumva pot accepta că și ea are o istorie dar ține de structura noastră psihică. Dacă el este foarte gelos și foarte posesiv, acea gelozie nu are legătură cu ea în realitate. Are legătură cu faptul că el a fost exclus din relația cu părinții lui și nu a fost atât de iubit și nu a fost atât de văzut. Și atunci trauma lui cea mai mare, pentru că din păcate la el a ajuns ca traumă de gradul 4, dacă este gelozia spre patologie, este el să nu fie văzut. Și atunci dacă mergi la o petrecere și tu dai mai multă atenție unui coleg și râzi puțin și sociabilă, că tu ești drăguță, sociabilă, mai flirtezi puțin. Poate nici nu flirtezi, ești pur și simplu... E ok să flirtezi, e ok să... N-am zis că nu e, dar... Îmi okay. căutam o scuză femeilor, dar. asta. E ok, și da. Și bărbaților, este ok, dar cu o limită. Adică celălalt știe că ești drăguță, ești sociabilă, vorbești orice, dar niciodată nu se aibă pentru că tu ești foarte îndrăgostită de iubirea vieții tale și n-ai nevoie de altcineva. Și atunci la cei care apare gelozia și această posesivitate, ei au ceva de rezolvat. Ei ar trebui să lucreze cu ei. Pentru că, în realitate, ar trebui să acceptăm trecutul celuilalt și cumva de aici încolo să construim. Și celălalt nu ne aparține. Trebuie să-i dăm puțină libertate celuilalt, pentru că altfel nu, nu se întoarce la noi trebuie să, să echilibrăm cumva lucrurile în relație și o să avem ocazia să, să povestim cum echilibrăm lucrurile într-o relație și cum ținem bărbatul aproape. Cum de se duce. Sigur. Cum îl facem să se reîndrăgostească de noi, cum îl facem să ne facă complimente. Însă, trebuie să înțelegem și ce fel de personalitate are. Că sunt bărbați care nu să facă ever complimente. În schimb, o să-ți dea niște bugete de shopping extraordinare pentru că ăsta e limbajul lui de iubire pe care multe femei îl îmbrățișează cu mare bucurie. Exact. Alina, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost astăzi alături de mine. Sper din suflet că v-a plăcut să ne urmăriți și să ne ascultați și stați cu ochii în continuare pe, pe noi, pe gânduri bune, pentru că Alina o să revină ca să răspundă următoarelor întrebări pe care le am. O parte dintre ele, practic, le-a lansat ea de astăzi cum facem să ținem cât mai mult bărbatul acasă, cum îl seducem, cum, 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 cum gândește o femeie. Știu că sunteți femei și știți foarte bine atorile voastre, dar niciodată nu strică un sfat în plus și să aflați lucruri pe care, de care nu erați sigure, să ajungeți să spuneți, ah, ce bine că mi se confirmă ceea ce eu credeam. Gata, ne oprim aici. Alina, mulțumesc încă o dată. Cum arăt. Vă îmbrățișez gândul bune.